Deci, salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou video, de mult l-am postat, îmi cer scuze și videoul ăsta totul o să fie așa unul mai scurt. Deci, uitați-vă ce minunăție am găsit eu, l-am crescut, l-am deja de o săptămână și jumătate, aproape două săptămâni, cuș de grabă o să-mi primească, da? Este un pui de graur, este cam slăbit pentru că el avea de mic probleme. Când l-am găsit, era foarte slab, era rachitic, să zicem așa, nu știu dacă o să-și revină că hrănesc cu vitamine, dar cât de cât a crescut, era într-o stare foarte nașpa, nu am făcut poze cu el ceva de genul, pentru că nu credeam că va supraviețui, dar într-un final, până acum încă supraviețuiește, totul este ok și vreau să vă spun totuși câteva lucruri despre aceste păsări. Da, mulți le consideră niște păsări invadatoare care nu fac decât pagube, dar ele aduc și multe beneficii la recolte. Da, ați auzit bine, la recolte, pentru că odată cum mănâncă cireșile, totodată mai mănâncă și acei paraziți, acele omizi, acele insecte dăunătoare, acele gâze. Și da, ei au și foarte multe chestii bune, pentru că unii cum văd sau aud aceste păsări, se gândesc la ceva rău, se gândesc la niște năpastă, niște chestii foarte aiurea, foarte rele, dar de fapt nu, nu este așa. Ușor pot înlocui orice animal de companie, cum ar fi un papagal chiar. Ei pot învăța să vorbească. Se pot învăța destul de ușor, pentru că au capacitate să emite sunete, mai mult masculi, dar sunt cazuri în care și femelele, clar că dacă ne ocupăm cu ei. Se învață chiar mai ușor decât papagalii, să vorbească cuvinte puțin chiar mai complicate, dar asta o să învețe doar dacă îi vom adresa de mici sau dacă au fost crescuți la mână de om, dacă i-am prins deodată adulți și... Am încercat pe parcursul domestic. Pot fi șanse, dar nu așa multe. Aceste păsări sunt foarte, foarte ușor de dresat și de îmblânzit. Dacă le creștem de mici, au un penaș foarte frumos, clar că când năpârlesc. Acum are un penaș așa mai simplu, mai banal, deoarece este un pui. Unii fac această greșeală să diferențeze femelele de masculi datorită culorii penelor. Dar de fapt nu, aceasta nu este adevărat, datorită ochilor, că ăsta este un mascul, pentru că ochii săi sunt negri, așa să focalizez. De exemplu, dar posibil pe parcurs, dacă peste câteva luni o să apară așa, la ochiul propriu zis, un cerc alb, gălbui sau un fel de maro, așa ca un fel de, să zicem așa, o culoare așa, înseamnă că va fi femelă, dar dacă ochiul va fi în totalitate negru, va fi mascul. E că dacă va fi negru ca și acum, înseamnă că el posibil să fie mascul, dar dacă se va schimba culoarea, posibil să fie femelă. Și nu trebuie numai decât să faci testa de nie, chestii trei, să vă complicați ca să aflați genul, nu. Pur și simplu trebuie să aveți răbdare și o să-i aflați la moment dat. Penajul la femeile și la mascul este aproape identic. La mascul poate fi puțin mai negru, mai accentuat așa, și penele pot fi mai lungi, așa, mai, într-un fel, mai bogate, dar de multe ori se seamănă foarte tare și nu se confundă. Păsările acestea pot fi învățate diverse trucuri, diverse comenzi. Eu recomand ca animal de companie, cu mare dragă așa pasăre, chiar vă recomand foarte mult, dacă nu aveți posibilitatea, să vă procurați un papagal ceva așa de talie medie sau puțin mai mare decât un peruș. Graurul este ideal, numai că este și minus aici. Nu este potrivit pentru persoanele care iubesc liniște. Graurii sunt gălăgioși, sunt sonori. Chiar și femelele pot fi uneori gălăgioase, foarte tare încă. Și încă un minus ar fi alimentația sa. Da, graurii au nevoie de multe proteine, ei au nevoie de mâncare diversă. Trebuie pe lângă semințe și fructe, că acestea nu trebuie să fie lipsă, să-i mai luăm și proteine, cum ar fi diverse tipuri de viermi. Larvele de muscă nu sunt recomandate în cantități mari, am făcut și eu greșeala asta și din păcate nu a supraviețuit din cauza lor, a murit deoarece ele au prea multe grăsimi. Da,
Sunt ok să le dăm așa câteva, dar nu multe. Ce mai bine ar fi viermii de făină. Mulți știți de acea gen de viermi. Se folosesc pentru a fi hrănite reptilele, șopârlele, animalele de genul, chiar și diferite rozătoare acolo, depinde. Lăcustele, greierii și diferite tipuri de gândăcei tot, dar anumite tipuri, nu orice tip, clar. Cărăbușii tot, dar na, nu putem găsi în magazine, în pet shop-uri, mai ales în Moldova. România, nu știu, n-am văzut în Moldova să se vândă cărăbuși. Rare ori vezi vermi de făină în vânzare, dar dacă vrem să fim, să zicem așa, mai economi, plasa, ne ducem undeva pe câmp și ne apucăm de strâns lăcuste și diferiți gândăcei. Da, glumesc și eu. Da, se vând vermi de făină, dar este mai greu să-i găsim. Asta este un minus foarte mare, dar ei au nevoie și de insecte în alimentația lor, pentru că sunt niște păsări insectivore. Dar mănâncă și semințe, adică, na, ăsta este și un minus la întreținerea unui graure ca animal de companie. Iar încă un minus ar fi că ăsta are nevoie de o cușcă mai mare decât papagalului, ținând cont că este o pasăre sălbatică, care în captivitate nu este atât de ușor de întreținut. Încă un plus ar fi durata sa de viață. Dacă sunt îngrijiți bine, pot trăi chiar și 15-14 ani. Dacă sunt în condiții ideale, pot ajunge și la vârsta de 20 de ani. Deci sunt păsări care trăiesc destul de mult. Cam aproape ca și un papagal de talie medie sau mică spre medie. Sau de talie mică, adică na, mare diferență nu este. Deci vă recomand să țineți așa gen de pasăre. Pentru că ei au un penaj foarte frumos, clar că ăsta-i pui, dar când se maturizează sunt ca niște cântăreți reali, totodată cu vestimentație, dar și cu sunete destul de frumoase pe care le scot. Ei nu scot crăituri banale, pot cânta foarte frumos, chiar și se emite sunete de diferite păsări și putem să punem, de exemplu, un sunet de coțofană sau de cioară sau chiar și de privighetoare. Fără probleme limită. Chiar și de mierlă, la limita, orice fel de pasăre. Deci, cam atât cu acest video. A fost prezentare la așa pasăre. Sper că v-a plăcut, da. Și să nu-i considerați invadatori, să nu gândiți lucruri doar rele despre ei. Pentru că sunt niște păsări care au și multe chestii bune. Deci, cu voi a fost Starly, așa-l cheamă, și pe curând. Pa, pa, Starly vă zice la revedere.